Magianul Midas, bună dimineața! Bună dimineața! Cine ai adus? Lucruri bune și un pachet de cărți. Dar le la asta mai târziu. Cum vă simțiți? Excelent! Excelent și mai cum, adică vreau să știu pe care dintre voi doi iau, că nu m-am hotărât. Nu, lasă de cu asta că avem o vârstă. Iubesc entuziasmul vostru. Da, hai că vin eu, uite, mă sacrific eu. Perfect. Nu. Va fi ceva dureros? Nu. Depinde. Ok. Ok, pentru mine sigur nu. Ok, fii atent ce o să facem. Mă întreabă lumea, de ce neomagicianul Midas? Știi, am auzit un pic introducerea. De ce? Nici eu nu știu. E magia pe care o faci după ce vezi de 6 ori Matrix, știi, Neo. Dar, de fapt, e modernă. Asta încerc să fac, să aduc tot un pic mai la zi. Magie modernă. Da, adică fără iepuri din pălărie, deși chiar... încă pe unul, adică, sau doi. Ok. Arată-ne, surprinde-ne cu ceva. Asta e pachet de cărți. Înăuntru am întors o carte, este invers, este foarte mare pachetul de cărți. Asta vreau să zic, nu e chiar un pachet de cărți normal. E un pachetsoi. Înăuntru e o carte întoarsă. Da, pe care tu o vei ghici. Du-te, mă, de aici. Oi, fi un neo. Asta continui cu 6 din 49. Da, nu sunt neo magician. Zi-mi ce trebuie să fac. Fii atent. E simplu de tot, asta e cel mai vechi truc pe care știu să-l fac. Ok. Îl fac de când eram copil. Ok. Când pachetul de cărți era atât de mare în mâna mea. Și de asta înseamnă mult pentru mine numărul ăsta. Uite ce o să facem. Da. Gândește-te la o carte de joc. Gata. Gata? Ok, e bună, da? Păi e cartea mea. Bun, răzgândește-te. Bine. E mai bună asta? Prima îmi plăcea mai mult. Ok, atunci răzgândește-te iar, dar nu la prima. Să mă gândesc la a treia? Da. A treia e cu noroc. Gata. Ce ne-am moleșit așa? Hai să facem nebunie. Hei! Stați, mă, mai am o apariție după, stați așa. Băi, tu nu ai replici în emisiunea asta. La contabilitate vă rog să se mai tai o zi din... Puberul se bagă în seamă prea des. Toate astea ca să fii sigur că ultima carte va fi cea bună. Da. Ai încredere? Da. Eu nu, dar încercăm. Nu știu, nu-mi iese de obicei. Dar merită. Deci foarte important, n-am pregătit nimic, am pregătit ceva. Nu, nici nu ne știm, nu ne-am văzut exact niciodată. Asta ai fi spus oricum dacă pregăteam. Ok. Uite ce o să facem. Nu, ai dreptate. Uite ce o să facem. Tu spui cartea și eu îți arăt ce am întors. E simplu de tot. Na. Cum crede? Eu? Camerele sunt pe mine. N-am ce să mai fac. Poți să zic și la ce m-am gândit prima oară? Da, de curiozitate. 4 de inimă neagră. Da. Ce da? După aia am schimbat cu 5 de romb. Asta nu mai știam. Și la ultima m-am gândit la 9 de inimă roșie. Și 9 e cartea finală a ta. 9 de inimă roșie. Așa merge. Bine. Ok. Uite ce am făcut. Ăsta e pachet. Da. Bun. Tot. Astea sunt toate cărțile. Și dintre toate astea, dacă se vede, să le despart, toate în afară de una, da, este cu fața invers. Dacă ai 9 de inimă roșie, mă duc în weekend în altă parte. Dar nu pe banii mei. Și mă sinucid. Vin și eu pe banii tăi. Uite, uite. Deci asta este cartea, da? Da. Ca nu cumva să crezi că am întors-o eu repede. N-aveai cum. N-aveam cum. Dar ca nu cumva să crezi asta, eu am făcut și un X pe ea. Și nu știu cum, dar este 9 de inimă roșie. Bun. Păi știi ce e ciudat? Că eu m-am gândit la 9 de rom, dar am schimbat-o acum de-al dracu. Te-am simțit. Glumesc, nu-mi dau seama. Dar cum ai făcut, mă? Asta e neo? Da, e destul de neo. Și ai făcut și un X pe ea. Da.